Dacă ne vedeți pe unii dintre noi un pic mai fericiți decât de obicei, acest lucru se datorează în exclusivitate petrecerii a 6 zile în trupul lui Hristos, non-stop, cu frații la masă, cu frații la timpul de părtășie, cu frații la volei, cu frații la fotbal, cu frații bătându-ne cu apă. A fost o săptămână de vis și nu exagerez cu absolut nimic. Fiecare dintre noi sâmbătă spuneam, metaforic vorbind, că nimeni nu ar sta în trei colibe, metaforic vorbind, să mai rămânem aici. Și totuși fiecare dintre noi a realizat cât de importantă este întoarcerea înapoi în vale. Imaginați-vă că toată Biserica lui Hristos de pe toată fața Pământului s-ar retrage la munte și ar sta non-stop unii cu alții, veghind unii asupra altora, încercând să se bucure unii de alții și focșanu ar rămâne văduvit de toți credincioșii născuți din nou. Ce jale ar fi pe acest pământ! Nu-i așa? De aceea ne-am întors în vale, cu forțe proaspete, gata să mutăm și munții, fiecare cu decizii noi, și sperăm din toată inima ca acest timp extraordinar de frumos, din toate punctele de vedere, să fi fost o resursă pentru fiecare dintre noi. Suntem în cartea Luca și suntem în zona pe care o numim lucrarea lui Iisus în Galileea. Sunt aproximativ 7 capitole care ne-l zugrăvesc pe Domnul nostru Iisus Hristos umblând în Galileea, din sat în sat, din cetate în cetate, propovăduind împărăția lui Dumnezeu. Aici în Galileea, în primele 4 capitole, are loc instaurarea împărăției lui Dumnezeu, a cărui împărat este însuși Domnul Iisus Hristos. Știți care este primul lucru pe care îl face Domnul Iisus Hristos pentru a instaura împărăția Lui? Am parcurs textul. Primul lucru este confruntarea cu șarpele cel vechi. Fără confruntarea cu șarpele cel vechi, fără a se da pe sine însuși, pe mâna diavolului, ca 40 de zile să fie ispitit în toate felurile ca și noi și 40 de zile să-i strivească capul șarpelui, nimic din tot ceea ce vorbim legat de împărăția lui Dumnezeu nu ar fi fost posibil. De aceea, primul lucru pe care îl face Domnul Iisus Hristos atunci când este ridicat din Nazaret și înălțat de Dumnezeu prin gura lui Ioan Botezătorul, este să meargă în pustie și să reia lupta din Eden. Lupta pe care, de data aceasta, noul Adam o câștigă fără drept de apel. La dragii mei, după ce a biruit Fiul omului, el putea foarte simplu să se întoarcă în slavă și să se bucure de Dumnezeu și Dumnezeu să se bucure de victoria veșnică asupra celui rău. În schimb, după ce el biruiește pe cel rău, vine la ai săi. Și ai săi sunt, în mod particular, nazaritenii, Capernaumul și, dragii mei, ai săi sunt toți oamenii care s-au născut vreodată pe pământ, toți sunt ai săi, pentru că El s-a făcut părtaș cărnii și sângelui pentru ca toți oamenii să fie ai săi. A venit la ai săi și, din păcate, ceea ce a făcut Nazaretul, ceea ce a făcut Capernaumul, ceea ce a făcut întregul Israel, toată omenirea a făcut rând pe rând. Când mergeți pe străzile Focșaniului, câți dintre ai săi ați descoperit care au primit pe Domnul Iisus Hristos? Nu venind duminica la adunare și spunând o poezie, ci oameni care sunt credincioși adevărului în toate lucrurile, oameni pentru care Iisus Hristos este singura valoare. Dragii mei, dintre noi nu știu dacă suntem toți. Când mergi pe străzi, descoperi o ură față de Iisus Hristos și ce a făcut altceva decât să ne aducă mântuirea.
În schimb, după ce vine la ei săi și încearcă să ofere mântuirea lor săi, Mântuitorul continuă, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Său, Petru, leprosul, ologul, Levi, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și din toată mulțimea asta de oameni, din tot puhoiul ăsta, Nazaret, Capernaum, întregul Israel, vezi cum răsare câte un ghiocel cu capul plecat înaintea stăpânului și primește mântuirea, pornind de la Petru care spune, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Și vom merge în capitolul 7, peste două săptămâni, după ce facem predica de pe munte, și vedem acolo un sutaș care are o credință, cum în tot Israelul Mântuitorul nu a găsit-o, rând pe rând, câte o floricică aici, câte o floricică acolo, Mântuitorul nostru și-a format împărăția sa, mireasa lui, biserica lui. Dar Dumnezeu, pentru că El este înțelept, pentru că la El nimic nu este la voia întâmplării, El nu lasă un puhoi de oameni fără păstor. Întotdeauna, după ce și-a făcut o turmă de oameni, după ce și-a făcut un popor de oameni, primul lucru pe care îl face Dumnezeu în toată istoria omenirii, știți care este? Le așează lideri. Le pune lideri spirituali. L-a pus pe Moise. Moise a dat responsabilitățile la 70 de bătrâni pentru ca poporul să nu fie fără păstori, cu pâmic. Gândiți-vă în Levitic. Dumnezeu alege pe Aron ca din el să apară echipa de păstori, cu pâmic, care ce trebuia să facă fiecare păstor? Să se uite la marele păstor, la Dumnezeu Tatăl și să imite slujirea lui Dumnezeu Tatăl în popor. De aceea, următorul lucru pe care îl face Domnul Iisus Hristos în acest proces de instaurare a împărăției este să caute lideri spirituali. Pentru că este nevoie de oameni dintre noi care să joace rolul de, nu pastor, de păstor, de păstorirea turmei. Dacă vreți, dacă aveți curiozitatea, citiți acasă în Ieremia 23, Ezechiel 33 și 34, ce așteptări mari are Dumnezeu de la păstorii poporului Său. După ce își instaurează împărăția, după ce găsește pe Petru, pe lepros, pe olog, pe Levi, Domnul Iisus Hristos caută lideri. Și prima categorie la care se oprește, am văzut data trecută, sunt fariseii. El nu i-a lepădat pe farisei din prima, ci a venit și le-a făcut oferta, le-a spus, Fiul omului, adică eu, am putere să iert păcatele. Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. Fiul omului este mirele din mijlocul vostru. N-ați vrea să-L urmați? N-ați vrea să fiți reprezentanții Lui? Și capitolul 5 se termină așa, căutau să-L omoare. După ce a văzut că liderii pe care Dumnezeu i-a lăsat prin cartea Levitic au refuzat oferta lui Dumnezeu, oferta lui Iisus Hristos, stă o noapte întreagă și alege dintre ucenicii Săi 12. Ce imagine extraordinară! O noapte întreagă s-a rugat pentru noi lideri din împărăție. Dar, dragii mei, avem împăratul care biruiește pe șarpele cel vechi. Avem credincioșii care formează împărăția. Avem liderii spirituali care conduc oile. Ce mai lipsește dintr-o împărăție? Dacă am vrut să vorbim despre o împărăție pământească, ce avem împăratul, avem supușii sau populația, avem liderii, care sunt între împărat și popor, ce mai lipsește? Constituția împărăției, normal. Orice țară este organizată cu un lider care dă prin reprezentare autoritatea la alții din popor și Constituția. Și suntem în fața Constituției, Constituției împărăției. Predica de pe munte nu este altceva decât totalitatea așteptărilor lui Dumnezeu de la fiecare credincios. Nu este nicio zonă care să nu fie acoperită. Vrei să te îngrijorești? Citește predica de pe munte. Duci lupte cu poftele din ochii tăi, din mintea ta? Citește predica de pe munte. Nu poți să-ți iubești frații? Citește predica de pe munte. Nu suporți pe cei care îți greșesc? Citește predica de pe munte. Nu este niciun domeniu care să nu fie acoperit. Predica de pe munte, detaliată, dezvoltată, în totalitate, în frumusețea ei, o găsim în Matei de la 5 până la 7. În schimb, în Luca,
este ceva mai scurtă. În schimb, înainte de a intra în esența predicii de pe munte, care va fi săptămâna viitoare, Mântuitorul face o introducere a predicii de pe munte. Abordează un subiect atât de controversat, atât de căutat și atât de vast abordat în toată istoria omenirii. Știți care este? Fericirea. Nu este om care să nu caute fericirea. Nu există filozof care să fi trăit să nu fi abordat termenul acesta sau conceptul acesta al fericirii. Nu există scriitor, nu există om de știință, ce vreți dumneavoastră. Peste tot, toți oamenii au căutat în toată viața lor fericirea. Și astfel Mântuitorul, înainte de a expune standardele împărăției din predica de pe munte, nu pofti o femeie în mintea ta, nu spune prostule, răspunde cu bine la rău, înainte de a pune toate standardele acestea care sunt dumnezeiești, știți ce face? Îți redefinește ce înseamnă fericirea. Haideți să citim de la versetul 20 până la versetul 26 din Luca capitolul 6. Atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis: ferice de voi care sunteți sărați, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de voi care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Ferice de voi când oamenii vă vor urâ, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ, vă vor lepăda numele vostru ca pe ceva rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer, căci tot așa făceau părinților cu prorocii. Dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți tângui. Vai de voi când toți oamenii vă vor vorbi de bine, fiindcă tot așa făceau părinților cu prorocii mincinoși. Amin. Imaginați-vă scena, Domnul Iisus Hristos coboară de pe munte, după o noapte petrecută în rugăciune, după ce s-a uitat la toți ucenicii lui, probabil erau câteva sute de ucenici în jurul lui, nu știu exact, oricum o mulțime de ucenici, merge pe munte și în colaborare cu Tatăl se roagă ca să-i dea 12 dintre ei cel mai bine echipați din punct de vedere spiritual, să-i dea 12 care să nu iubească banii ca fariseii. Imaginați-vă, Iuda era printre ei. Iuda, în momentul respectiv, nu iubea banii așa cum făceau fariseii. 12 care să iubească poporul mai mult decât pe ei înșiși. 12 care să caute ascultarea nascuns. Toți cei 12 Dumnezeu Tatăl îi ia și îi dă Mântuitorului. Acum el coboară de pe munte și sunt câteva categorii de oameni. Este Mântuitorul care vorbește. Sunt cei 12 imediat în apropierea lui. După cei 12, ucenicii lui, celelalte câteva zeci sau poate câteva sute de ucenici, după care mulțimile mari și undeva într-un colț, farisei. Asta este scena de pe care vorbește Domnul nostru Iisus Hristos. Cuvintele lui se adresează în primul rând ucenicilor, celor 12 apostoli, ucenicilor sau credincioșilor, întregului popor și fariseilor. Aceasta este scena. Și înainte de a pune standardele împărăției, el primul lucru îl face să redefinească ce înseamnă fericire. Acum, știu că fiecare dintre noi, dacă am întrebat ce ne face fericiți, ce am spune? Părtășia cu Dumnezeu. Pentru că asta știm că trebuie să răspundem, doar suntem în Biserica lui Hristos și ăsta este lucru pe care îl așteaptă toți să-l spunem. Dar dacă suntem sinceri cu noi înșine, ce ne face fericiți? Este un film, țin minte, un film românesc genial de pe vremea domnului Ceaușescu și Jean Constantin are o replică care cred că a surprins toate gândirile, toate filozofiile din toate timpurile. Fericirea este o Dacia 1310 și o soție frumoasă. Dragii mei, asta este fericirea pe pământ. Să ai, să te simți împlinit, să te simți iubit,
tot din jurul tău eventual să-ți dea măcar bună ziua, dacă nu care cumva să te ridice pe un piedestal. Fericirea în termenii pământești se referă la o stare de bine de acum și aici, indiferent ce a fost, indiferent ce va fi. Când Iov experimentează o astfel de fericire, în momentul în care Dumnezeu îl încearcă, uitați-vă ce spune el. Ca un nor a trecut fericirea mea. La această fericire se referă. La toată bucuria, toată împlinirea pe care i-a oferit-o cei 10 fii, pe care i-a oferit-o mulțimele de turme, pe care i-a oferit-o faptul că era un om cu vază în cetatea lui. El când se uită la această fericire spune, ca un nor a trecut fericirea mea. Mai mult în aceeași carte, Iov spune, omul se naște să sufere, așa cum scânteia se naște să zboare. Ca un nor a trecut fericirea mea. Dragii mei, nu este om care să fi fost vreodată împlinit cu lucrurile pe care le-a avut. Știm că știm lucrurile acestea, dar ne vine foarte greu să le credem. Uitați-vă la, m-am uitat la interviurile oamenilor care au trecut prin viață, la starurile spre care țintim cu toții. Nu am văzut în viața, în ochilor, pic de împlinire. Am ascultat interviul cu Robbie Williams, din punctul meu de vedere, cel mai bun cântăresc la ora actuală, cu cel mai mare succes, din toate punctele de vedere, și foarte talentat. Și îl întreabă un reporter, ce este fericirea pentru tine, Robbie? 2 grame de amfetamină. Avea absolut tot ce îi trebuia. Și a spus la sfârșitul interviului, ceva trebuie să mai încerc. N-am încercat, le-am încercat pe toate un lucru. Vreau să încerc și eu să trăiesc sărac lipit pământului, să văd, poate acel lucru îmi va aduce fericirea. Ai spune, nici acel lucru nu aduce fericirea. Nimeni nu poate fi împlinit prin ceea ce are. Și din păcate, dragii mei, astfel se definește fericirea pe acest pământ. Am să fiu apreciat, să fiu iubit. Ferice de cei săraci în duh, spune în Matei. Nu este vorba de sărăcia materială, ci este o sărăcie în duh, pentru că această sărăcie în duhul aduce fericirea. Ferice de cei flămânzi, nu după pâine, în Matei explică, după neprihănire, căci această stare de flămânzenie aduce fericirea. Uitați-vă ce contrast. Ferice de cei ce plâng. Unde ai mai găsit pe pământ pe cineva care să promoveze fericirea în contextul bocetului? Ați mai găsit undeva? Cum? Așa știm. Dar spuneți-mi și mie, cine își dorește să plângă ca să fie fericit? Nu vorbesc de acel plâns când se naște un copil și plângi de bucurie, ci vorbesc de acel plâns de jale pentru că ceva care nu-ți place ție, ți s-a întâmplat. În termenii Mântuitorului, fericirea este legată de plânsul de zi cu zi. Ferice de voi care sunteți vorbiți de rău din pricina Fiului Omului. Ce diferență în termenii Mântuitorului între fericirea cum o gândesc eu, între fericirea care mi se promovează pe toate canalele de televiziune și adevărata fericire. La pol opus, vai sau nefericirea, vai de cei bogați, nu material, dragii mei, nu material, în Duhul, bogați în Duhul, sunt puși în Luca, în antiteză și vezi, ca să explici ce înseamnă bogăția, înțelegi ce înseamnă sărăcia. Aici nu s-ar putea referi la sărăcie în Duhul, după care să-ți vorbească de bogat fizic. Deci e clar că se referă la săraci în Duhul și bogați în Duhul. Flămânzi după neprihănire, sătui de neprihănire. Cei ce plâng, cei ce râd, cei vorbiți de rău, cei vorbiți de bine. Dar ce înseamnă fiecare din cele patru? Am înțeles, fericirea nu înseamnă de ceea, nu este legată niciodată de ceea ce am, pentru că am văzut la Iov că fericirea mea a trecut ca un nor. L-am văzut un pic, m-am bucurat de el, mâine apare poate altul. Ce înseamnă fiecare element în parte? Ferice de cei săraci, că cea lor este împărăția lui Dumnezeu. Însă și expresia Mântuitorului îți explică despre ce fel de sărăcie este vorba. Este vorba despre un om care
nu are împărăția lui Dumnezeu. Este vorba despre un om care este jefuit de împărăția lui Dumnezeu. Un om care toată viața lui nu a avut împărăția lui Dumnezeu. Acum, când îi spui unui sărac, ferice de tine, căci se va întâmpla ceva, el la ce se gândește? Eu sunt sărac, voi primi ceva ce îmi lipsește. Astfel înțelegem termenii. Înseamnă că la Mântuitorul, dacă spune ferice de cei săraci în Duhul, căci a lor este împărăția lui, lor, cu alte cuvinte, înlocuirea sărăciei este cu împărăția lui Dumnezeu. Știți cum arată un om sărac? Acum, păcatul pe fiecare dintre noi ne-a jefuit de toate emoțiile noastre frumoase, de toate bucuriile noastre, de toate plăcerile noastre și nu există om pe fața pământului să nu fie sărac, jefuit și să aibă nevoie de Dumnezeu. Din păcate, în noi, sau nu știu cum să spun, poate din fericire, există și aceste plăceri de o clipă ale păcatului și se amestecă în mintea noastră și nu mai știm ce să credem. Vine și cel rău și ne păcălește. Stai liniștit, las-o pe aia neîmplinită, că îți vei găsi împlinirea în altceva. Dar fiecare dintre noi simte un strigăt după Eden. Un strigăt după împărăția lui Dumnezeu, un strigăt după acel moment în care Dumnezeu era totul în Adam și Eva. Un om sărac în Duhul este un om care recunoaște că are nevoie de Dumnezeu. Un om care recunoaște că nu are absolut nimic pe acest pământ. Este un om care știe că singura fericire este așa cum i-a spus Dumnezeu lui Avram. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. În momentul în care simți o astfel de sărăcie și urli în gura mare, la fel ca Petru, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om sărac. Nu am nimic din tine. Când o astfel de experiență trăiește un om, știi ce face Dumnezeu? Vine cu toată împărăția lui, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, se îngrămădesc în acel om și îl îmbogățesc din toate punctele de vedere. Ferice de cei săraci în Duh, căci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt vor veni peste ei, îi vor împlini toate nevoile, îi vor da înapoi toate averile pe care păcatul le-a jefuit în casa lui. Am pregătit și un citat pentru Adi Ziegler, dar nu este între noi. Blaise Pascal spunea, se pare că a fost un filozof creștin, în inima fiecărui om există un gol în formă de Dumnezeu. Fiecare om cu care ne întâlnim este sărac lipit pământului. Este văduvit, jefuit, bătut, lăsat între tâlhari. Singura problemă este să recunoști că ești sărac. Și tot din el strigă după ceva. Și tot strigătul acela este către Dumnezeu. În schimb, din păcate, cei mai mulți caută să-și potolească această sete lăuntrică, această sărăcie lăuntrică cu o grămadă de alte lucruri. Mai puțin Dumnezeu. Și de aceea îi vedem la finalul vieții spunând destul și își pun capăt zilelor. În fiecare om există un gol în formă de Dumnezeu. A fi sărac în Duh înseamnă să recunoști în inima ta că nu ai absolut nimic care să te satisfacă și ai nevoie de Dumnezeu. Dar odată ce Dumnezeu ți-a dat împărăția, odată ce Dumnezeu s-a așezat în tine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, știți cum trebuie să fie mai departe credinciosul? Flămând după neprihănire. Ce imagine extraordinară! Ați văzut vreodată vreun om flămând? Eu vă spun din tabără, am văzut câțiva tinerei flămânzi. Și este o imagine foarte potrivită. Cu ochii doar acolo erau. Mâncau și se gândeau la felul 2. Se uitau oare când vine felul 2. În momentul în care ești flămând, după un anumit lucru, toată ființa ta se gândește doar la acel lucru. Imaginați-vă un credincios care nu mai este flămând după neprihănire. Spune, de ajuns. Am atins standardul. M-a primit și pe mine Dumnezeu în împărăția cerului, că doar eu cred în El. Uite, mi-am schimbat câteva lucruri în viața mea. Dragii mei, un om care a fost sărac în Duhul și peste care împărăția lui Dumnezeu s-a coborât, imediat următorul lucru pe care îl simte în inima lui este flămânzenie după neprihănire. De aceea vă spun, dacă această foame după neprihănire nu o mai simțim, ceva este în neregulă. Dacă străiești ziua cum ai vrut tu și la sfârșitul zilei te simți împlinit și nu ai
umblat după neprihănire, ceva este în neregulă. Un om care a fost umplut de Duhul lui Dumnezeu, primul lucru pe care îl simte este foamea după neprihănire. Dar este această foame după neprihănire o foame care aduce confort sau disconfort? Dragii mei, câtă vreme suntem pe pământ, chiar dacă am primit împărăția lui Dumnezeu în noi, chiar dacă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt locuiesc în noi, ei au un colocatar și se numește firea pământească. Și există o luptă continuă între fire și Duh și Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu stârnește în tine foamea după neprihănire. Duhul lui Dumnezeu îți spune, caută mai mult fața lui Dumnezeu. Firea spune, stai liniștit. E foarte bine așa. În momentul în care tu accepți vocea lui Dumnezeu, știi ce se întâmplă în tine? Începi să plângi. Pentru că apare o suferință zilnică pe care o aduce ascultarea de Iisus și astfel înțeleg de ce fericiți sunt cei care plâng. În ce context? După ce au fost îmbogățiți, după ce foamea lor de neprihănire este nesaturată, în momentul în care ei încearcă să o împlinească, apare în viața lor o suferință cauzată de lupta dintre fire și duh. Și atunci înțeleg de ce spune Mântuitorul, ferice de cei ce plâng. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos în Evrei, capitolul 5. El este acela care în zilele vieții sale pământești, cum? Cu strigăte și rugăciuni. El a fost cel care a plâns în fiecare zi a vieții lui și nu pentru noi, ci pentru că el însuși a simțit această frângere la care suntem și noi chemați, cei flămânzi după neprihănire. Nu-i suficient să fii flămând după neprihănire. Dacă imediat după ce ești flămând după neprihănire, nu accepți plânsul adus de ascultare. Frații mei, nu-i simplă ascultarea. Nu-i simplă deloc. Gândiți-vă câte lucruri rele ne dorim să le facem. Câte lucruri rele ne produc plăcere. Și Duhul Slavei îți spune, oprește-te. Potolește-te. Stai liniștit. În momentul în care îți frângi gura, și nu vorbești, că n-ai vrea să vorbești, atunci începe un plâns lăuntric, începe o suferință lăuntrică. În acel moment, Iisus Hristos îți spune, ești un fericit. Dar suferința nu este doar cea lăuntrică, pentru că odată ce mergi în lume, ascultarea de Iisus aduce excludere socială până la prigoană fizică. Ați întâlnit vreun om care este iubit în anturajul lui pentru că nu face una sau alta? Da, la general, oamenii apreciază pe cei care sunt mai gospodari, mai credincioși, atunci când au ceva de tras un folos de la ei. Da? Un patron întotdeauna caută credincioși, că nu fură. Dar uitați-vă într-un anturaj în care nimeni nu are nimic de tras folos la tine. Cum râd de tine? Vorbeau adolescenții, ce jale este la școală. Ce jale este la școală. Cum anturajul face presiunea asupra fiecăruia. Tu n-ai prietenă, tu n-ai făcut cutare, tu n-ai vorbit urât cu profesorul. Dragii mei, un om în care a intrat în împărăția lui Dumnezeu, un om care este înfometat după neprihănire, un om care a acceptat suferința pe care neprihănirea o duce, știți care este următorul pas? Se va ridica drept în mijlocul prietenilor, se va ridica drept în mijlocul colegilor, nu să-i bată la cap cu Evanghelia, ci în primul rând să trăiască Evanghelia. Și va spune, eu nu voi vorbi de rău față de patronul nostru pentru că îl supăr pe Dumnezeu. Eu nu voi vorbi de rău de Băsescu pentru că îl supăr pe Dumnezeu. Eu nu mă duc și îmi caut prietenă doar ca să fiu ca voi pentru că îl supăr pe Dumnezeu. Dragii mei, un credincios care este fericit întotdeauna în mijlocul prietenilor lui se va ridica drept și va spune, eu sunt fiu al împărăției. Aceasta este fericirea pe care Domnul Hristos o promovează. Și nu este o fericire care aduce zâmbet, mai mult. Este o fericire care de cele mai multe ori aduce lacrimi. Calea este extrem de strâmtă, dragii mei. Cine are impresia că suntem pe o cale largă,
Și calea strâmtă nu este dată de faptul că sunt puțin pe ea. Calea strâmtă este dată de faptul că este chiar foarte strâmtă. Când citești predica de pe munte, la sfârșitul ei cazi cu fața la pământ și spui: Doamne ajută! Doamne, cât de mari sunt standardele tale! Dar imaginați-vă un om care încearcă să se apropie de Hristos și de predica de pe munte, neavând fericirea așezată în termenii aceștia, căutând împlinirea pământească, căutând împlinirea în bogății, căutând împlinirea în aprecierea celorlalți. Niciuna din poruncile din predica de pe munte nu poate fi împlinită. De aceea, înainte de a căuta să asculți de Iisus Hristos, primul lucru pe care trebuie să-l faci e să-ți redefinești ce înseamnă fericirea. Fericit e cel sărac în Duh, care nu are nimic de oferit, ci doar de primit de la Dumnezeu. Odată ce l-a primit pe Dumnezeu, singura lui foame este după neprihănire. El este cel care acceptă suferința de zi cu zi în lupta cu păcatul. Și mai mult, cel fericit este cel care este gata să se râdă de el. Să se râdă de el, pentru că îl iubește pe Hristos. Când citești predica de pe munte, sunt teologi extrem de periculoși în vremurile noastre care spun așa: predica de pe munte a fost dată ca Dumnezeu să ne arate cât de neputincioși suntem și să ne dovedească că nu putem să împlinim nimic. Dragii mei, dacă așa ar făcut Dumnezeu, eu nu vreau să am de-a face cu El. Vă spun, dacă El e un tartor care stă de sus și se uită la mine și spune: hai un pic mai sus, și după aceea mai ridică un pic zăhărelul și își bate joc de mine, nu vreau să am de-a face cu El. Dar Dumnezeu nu este așa. Ci Dumnezeu ne-a dat poruncile Lui spre binele nostru. Mai mult, El nu ne-a dat doar poruncile Lui, ci ne-a dat împărăția, adică Duhul Slavei, care să ne ajute să împlinim poruncile Lui. Dar când te uiți la poruncile Lui, îți dai seama cât de strâmtă este calea. Voi dar fiți, știți cum spune la un moment dat în capitolul 6, 5? Știți cum spune? Voi dar fiți desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Uitați versul 36 din Luca 6. Fiți dar milostivi, cum Tatăl vostru cel ceresc este milostiv. Calea este extrem, extrem de strâmtă, dragii mei. Dar dacă fericirea mea mi-o definesc în termenii acestui pământ, nu am nicio șansă să merg pe ea. Pentru că dacă merg pe această cale, s-ar putea să nu am împlinire pământească? S-ar putea să nu am toate cele depuse pe masă? S-ar putea nimeni să nu mă aprecieze? Lui Ovidiu i-a spus foarte clar, au spus colegii: măi, dacă nu ai fi cu Iisus, ce ai mai crește în funcții? Simplu. Ca bună ziua. Păi, ești un om extraordinar, dar atâta dacă... Asta este lumea în care trăim. Vreau înainte să ne rugăm să citim câteva versete din 1 Petru, capitolul 3. Începând cu versetul 9, este un pasaj extrem de provocator dacă îl iei în context. Așa, dacă îl citești, este din Psalmul 34, poți să filozofezi asupra lui. Dar haideți întâi să-l citim. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Iar de la versetul 10 începe citatul din Psalmul 34. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, spune Petru, în psalm este zile fericite. Să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să urmărească, căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. De ce este foarte dureros textul și foarte provocator? Știți în ce context este rostit? Credincioșii cărora le este adresată această scrisoare, a doua zi urma să fie dat la lei. Credincioșii cărora le este adresată această scrisoare au trăit cea mai mare prigoană din istoria creștinismului, prigoana lui Nero.
El este cunoscut ca cel care a dat foc Romei, ca cel care după ce a dat foc Romei a dat foc credincioșilor. El este cel care a inventat circul pe arene, hrana leilor fiind credincioșii. Într-un astfel de context scrie Petru, iar în capitolul 4, să vedeți că nu fabulez, în capitolul 4, versul 12 și 13, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru. La aceasta se referea Petru, la ceea ce Nero făcea cu copiii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cum erau zilele acestor credincioși, bune sau rele? Cine își dorește să fie dat copiii la lei? Cine își dorește să fie mâncat de viu, să fie pus pe un rug? În acest context, în care zilele numai bune nu erau, ci erau cele mai urâte zile pe care cineva le poate trăi. Și se spune Petru, dacă vrea cineva să vadă zile bune sau fericite, cu alte cuvinte, în mijlocul arenei, în mijlocul leilor, în mijlocul rugului aprins, tu poți să fii fericit. Cum? Simplu. Să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să urmărească. Adică să nu-și caute fericirea pe pământ, ci să-și caute fericirea chiar acolo, în mijlocul cuptorului, să-și caute fericirea în relația lui cu Dumnezeu. Vrea cineva să fie fericit? Dragii mei, nu este nimeni să nu-și dorească să fie fericit. Eu îmi doresc să fiu fericit. Am fost atât de fericit săptămâna trecută. Nu știu exact ce vor să spună filozofii când vorbesc despre fericire. În schimb, sunt sigur că fericirea nu o vom găsi pe pământ. Nici credincioși fiind. Vom avea câteva degustări ale fericirii. Nici măcar credincioși fiind. Adevărata fericire va începe atunci când ne vom întâlni cu Domnul nostru Iisus Hristos. Când nimic din noi nu va tânji după neascultare. Când nimic din noi nu va mai da palme lui Dumnezeu. Când nimic din noi nu va mai cârti, nu se va mai îngrijora. Deci este clar că fericirea nu am cum să o experimentez aici. În schimb, pot să fiu fericit în mijlocul plânsului, în mijlocul sărăciei, în mijlocul foamei după neprihănire, în mijlocul prigonierilor, știți cum? Tânjind după acea zi. Eu m-am trezit dimineața și mă gândeam, ce-mi doresc cel mai mult astăzi? Nu. Să vină ziua de mâine când mă duc la mare cu familia. Și am uitat la mine și mi-am dat seama câtă vreme trăiesc pe pământ. O grămadă de lucruri apar la orizont, ca un norișor, ca la Iov, și le aștept să vină, bacalaureatul vine, iau notă mare și voi fi, ups, stai puțin că a trecut. Vine facultatea, vei avea o carieră și voi fi, oh, stai puțin că a trecut. Mă duc la mare și voi fi, stai puțin că a trecut. Așa sunt toate momentele din viața noastră. În schimb, dragii mei, vorbeam și cu Cornel în tabără, va veni un moment care nu va mai fi nor. Va fi universul însuși, va fi cosmosul însuși, va fi infinitul Dumnezeu însuși care ne va șterge orice lacrimă din ochi și care abia atunci ne va face cu adevărat fericiți. Haideți să ne ridicăm și aș vrea în primul rând să cântăm când mă aflu în prezența ta, pace găsesc, după care cât mai mulți dintre noi, dacă vreți să spuneți Domnului, Doamne, vreau să fiu sărac. Doamne, vreau să fiu înfometat după neprihănire. Doamne, vreau să plâng. Doamne, vreau să fiu prigonit.